În data de 4 iunie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au fost sesizați cu privire la faptul că în jurul orei 14, doi tineri în vârstă de 14 și 16 ani, rezidenți în cadrul unui centru de plasament de pe raza comunei Ulmu, județul Călăraș, au fost agresați fizic. În fapt, pe fondul unor discuții în contradictoriu, au fost agresați de un angajat al centrului în vârstă de 58 de ani, aflat în timpul programului de lucru. Este vorba despre Ionuț Dumitrașcu, șeful centrului de plasament Făurei, care în cursul zilei de luni, 7 iunie, a fost suspendat din funcție de către conducerea DGASPC Călăraș până la finalizarea cercetărilor. Ulterior, în urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză s-a luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, apoi a fost trecut sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Putem să vă precizăm că după amiaza zilei de vineri, 4 iunie, în jurul orelor 14, a fost solicitată prezența asistentei medicale Alexandru Amalia la căsuța de la Ulmu pentru a discuta cu copiii. Unul dintre copii avea a-i reproșa o anumită defecțiune legată de un laptop. Discuțiile au degenerat și s-au creat așa schimbul de reproșuri de ambele părți. Acesta probabil că a fost începutul pentru conflictul creat dintre doi copii, alți doi copii decât cel nemulțumit pentru laptop, în urma cărora au fost aplicate, se pare, două corecții fizice, în cazul unuia un pumn în ochi, celălalt mai mare, o palmă sau două palme peste față. Acum, declarațiile sunt puțin contradictorii. Lăsăm organele de cercetare penală să facă lumină în toată situația aceasta. S-a procedat ulterior la evaluarea medicală a copiilor în cadrul Serviciului de Medicină Legală. Noi am fost prezenți acolo, am fost anunțați de către organele de poliție și ne-am prezentat cât am putut de repede. Pot să spun că nu au fost traume care să afecteze starea de sănătate a copiilor. Ei nu au avut o recomandare medicală, doar au fost investigați medical și s-au întors la sfârșitul cercetărilor și audierilor la centru. La nivelul instituției, ce măsuri au fost luate împotriva, din câte am înțeles, a fi șeful de centru, cel care a agresat minorii? Da, erau minori sau? Erau, ambii copii sunt minori, 14 și 16 ani. Șeful de centru, pe numele șefului de centru, a fost deschis un dosar penal pentru faptă de purtare abuzivă. În dimineața asta am primit și noi comunicarea de la parchet prin care se face cunoscută măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, dar și interdicția de a mai lucra în centre de copii până la finalizarea anchetei. La nivel de direcție avem în vedere redarea unui management relaxat, să spun așa, dar și eficient pe perioada asta sensibilă. Mai avem în vedere desfășurarea unei anchete administrative, pentru că în cursul cercetărilor penale copiii au mai acuzat și alte probleme acolo și vrem să încercăm să facem lumină cumva. Mă refer la alte forme de adresare care, să spunem, ar afecta siguranța lor emoțională sau economică, pentru că au fost și astfel de sesizări și trebuie să avem în vedere cumva o soluționare corectă a situației de acolo. Cine va prelua conducerea centrului la Făurei până la finalizarea cercetărilor? În dimineața asta am stabilit de comun acord cu domnul director. Pentru asistenta socială care lucrează deja acolo, este o persoană cu experiență în centru și pregătită, cu studii superioare, deci poate cunoaște bine copiii și sperăm și personalul și sperăm să restabilim liniștea acolo. Cum a fost sancționat șeful de centru?
pentru șeful de centru. În dimineața asta se procedează la suspendarea contractului de muncă printr-o dispoziție, conform acestei înștiințări primite de la parchetul de pe lângă judecătoria Călăraș. Nu putem suprapune ancheta administrativă peste ancheta penală. Deci va fi înlăturat din orice serviciu rezidențial pentru copii. Vreau să mai aduc o precizare în legătură cu folosirea imaginii copilului pe rețelele de socializare fără acordul reprezentantului legal. Și avem în vedere în cursul anchetei administrative și verificarea acestor aspecte. Trebuie să știm exact cum au pornit acele imagini și cum au fost folosite, în așa fel încât să respectăm toate drepturile copilului.